Registrul Auto Român anunță că începând cu data de 15 noiembrie, verificările necesare pentru redobândirea certificatului de înmatriculare reținut la controlul tehnic în trafic, eliberarea duplicatului și înlocuirea cărții de identitate nu se mai pot face fără o programare prealabilă. Ca urmare a acestei decizii, nu vă mai puteți prezenta la reprezentanțele RAR fără ca înainte să intrați pe site-ul www.rarom.ro la secțiunea programări. O altă variantă este să sunați la numărul de call center și să obțineți un număr de programare. Măsura este menită să reducă timpii de așteptare de la intrarea în curtea reprezentanțelor RAR până la preluarea vehiculelor de inginerii de linie. RAR vine în întâmpinarea clienților prin suplimentarea numărului de locuri disponibile în vederea programărilor, astfel încât intervalul de așteptare să fie cât mai scurt, se mai arată într-un comunicat de presă.